Frați și surori, pentru noi este o bucurie că în această seară Dumnezeu este Cel care ne-a ajutat să ajungem în acest loc unde este înălțat, lăudat, slăvit, glorificat numele Lui Dumnezeu. Ne bucurăm să vă revedem, chiar dacă preaște în Anglia, pe la dumneavoastră, împreună cu o parte în grupul Speranța, n-a mai fost de mai mulți ani de zile, cel puțin 5 ani de zile. În timpul acesta Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat har să putem să slujim în câmpul de Evanghelie și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Aducem salutări sfinte din partea bisericilor de unde venim și, în mod special, în Kitchener, de unde slujesc, la fratele Cornel Bursan, fratele Hozan Vasile, care au știut de plecarea noastră, vă salută cu har, pace și binecuvântare și, de asemenea, vă salută cu Psalmul 20. Se roagă că acest psalm și dorința noastră este ca acest psalm Dumnezeu să-L împlinească în dreptul fiecăruia. Slăvit să fie Domnul! De asemenea, suntem pentru prima zi în acest turneu, dacă pot să spun așa, în Anglia. Vom reveni din nou pentru vineri seara în Biserica Carmel. Și vineri seara vom avea o seară de cântări vechi, cântări pe care le-am cântat odinioară când eram în România. Unii probabil le mai cântăm, dar vom reveni din nou și dorim ca și în seara care vom fi să continue Dumnezeu cu prezența Lui să ne vorbească din tot ceea ce se va întâmpla. Mă bucur că în această dupămasă persoane au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Este, de fapt, rezultatul Cuvântului Dumnezeu care are putere. În Biserica Carmel, Dumnezeu este Cel care lucrează și dovada este că și aici au fost oameni care au spus cu da lui Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă spunem că și în viața aceasta pe acest pământ trece prin necazuri, prin încercări. Lupta nu se oprește aici și lupta va continua. Dar ce este foarte important, toți să ne ținem dar de Domnul Iisus Hristos. O cântare cu care vrem să începem, o cântare care cred că o cunoașteți, o cântare care vrem să vă încurajăm pe fiecare să ne ținem tar de Domnul Iisus Hristos. Cântarea spune, chiar dacă oceanele toate ar pierde în val după val, nu-ți pierde credința, o frate, tu mergi înainte spre mar. Chiar dacă oșanele toate ar pierde în valul pământ,
Spunea la început că este rezultatul cuvântului lui Dumnezeu care a fost sădit. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cuvântul lui Dumnezeu are viață. Biblia spune că întreaga noastră viață se aduce prin Iisus ce a stat pe cruce. Acum e anul de durare. Dacă mai ești aici, undeva în sală și încă nu l-ai primit pe Iisus Hristos, hai la El, căci El îți dă iertare. Numită Biblia, ce trebuie iubită de toată inima. N-a fost și nu este doar o simplă carte, explică trecutul și înțeles-o a toate. Biblia viață se aduce, Iisus și-a stat pe cruce. Noastre vieți aduce mireasma altor dimineți. Nu este nici n-a fost doar o simplă carte, privește dovada atâtor vieți schimbate. Biblia vrea să-ți aduce Iisus și-a stat pe cruce. Acum e acum e anul de-ndurare.
venit din cer de sus, s-a întrupat la cruce prin Domnul Iisus. Nu este nici n-a fost, doar o simplă carte, ne-a dăruit viața și ne-a scăpat de moarte. Biblia vrea să se aduce prin Iisus și asta pe cruce. A venit în lumea aceasta și a dat viața pentru mine, pentru tine, pentru fiecare, pentru toți cei care vor să primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ca prin rănile Lui să fim tămăduiți, prin sângele Lui să avem iertare de păcate, slăvit să fie Domnul! Amin. De mici copii am fost învățați în familia noastră să iubim pe Domnul Iisus Hristos, deși am fost o familie mai numeroasă, 7 băieți, 3 fete, Tatăl, părinții noștri ne trimiteau prin țară cu ajutoare și mergeam desigur cu trenul, călătoream chiar de pe clasa 1, am mers împreună cu fratele meu Marius, care astăzi este la Domnul, dar totdeauna când mergeam cu trenul ne spunea părinții și ziceau: dacă vă veți rușina de numele Iisus Hristos și El se va rușina înaintea Tatălui de voi. Și spunea totdeauna când mergeți în tren și să le spuneți oamenilor despre Iisus Hristos. Am crescut așa, în felul acesta, dar atunci când l-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră ca Domn și Mântuitor, am făcut lucrul acesta cu pasiune, cu dăruire, pentru că Iisus Hristos este Cel care ne-a schimbat viața noastră. Unii oameni sau oameni din lume cred că noi suntem oameni dezorientați, că nu știm să ne bucurăm, dar atunci când intră Duhul Sfânt în inima omului, atunci omul primește pace, bucurie, dragoste, îl lăudăm pe Domnul și ne-am propus în viața aceasta că Dumnezeu ne dă sănătate, cât putem să spunem tuturor despre ceea ce am primit, despre Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Eu am pornit pe o cale, pe cale care duce sus, calea aceasta e Iisus. Oricine mi-a spune de această cale nu mă las, vreau să merg pe ea pas cu pas. Și spun pe o cale condus de Dumnezeu, pe ea vreau să merg mereu. Chiar de unii râd și-și fac joc de mine, de această cale nu-mi e rușine.
Eu am pornit pe-o cale, ea e calea strântă, mulți pe ea nu se avântă. Pășesc prin credință, cu ochii ațintiți în sus, la capăt mă așteaptă Iisus. Și-ți spun tuturor că sunt credător. Nu mă rușinesc de calea ce mă urmesc, de pe calea pocăinței. Nu mă rușinesc de calea ce mă urmesc, de pe calea biruinței. Nu mă rușinesc de calea ce mă urmesc, de pe calea pocăinței. Nu mă rușinesc de calea ce mă urmesc, de pe calea biruinței. Lăudați să fie Domnul în veci de veci, amin. Este ca o rugăciune a omului care își dă seama că fără Dumnezeu în lumea aceasta nu poate să înainteze, își dă seama de starea lui de păcat și cere milă, îndurare din mâna lui Dumnezeu. A fost un moment în viață când mulți dintre noi ne-am dat seama că Iisus Hristos este Cel care mântuiește, care salvează sufletul și am decis să mergem pe această cale, să-L primim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Unii oameni cred că suntem oameni rantați, oameni dezorientați, vreau să vă spun că nu e adevărat. Noi suntem oameni binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Trăim în lumea aceasta plin de pace, de bucurie și de credință că într-o zi îl vom vedea pe El. Lăudați să fie numele Lui. Dacă ești în locul acesta o persoană care încă n-ai făcut pasul acesta, aș vrea să privești, să meditezi la această cântare și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți atingă inima ta. Să-L primești pe Iisus Hristos și în lumea aceasta să călătorești cu El, iar mai apoi o veșnicie împreună să-L lăudăm, să-L binecuvântăm pe El. Lăudați să fie Domnul în veci de veci. Venim la poala cugetare, venim să-și cerem îndurare, venim din besnă și noroc, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Venim la poala cugetare, venim să-și cerem îndurare, venim din besnă și noroc, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Cu fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi putere înnoită. Cu fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi putere înnoită. Căci fără Duhul Tău suntem tot pământești, ajută-ne ca să trăim așa cum Tu dorești. Noi vrem cu cinste să purtăm în lume ori și când chipul Tău, iubirea Ta aici pe pământ. Venim la poala crucii Tale, venim să-și cerem îndurare, venim din besnă și noroc, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Venim, venim la poala crucii Tale, venim să-și cerem îndurare, venim din peste și noroc, întinde-ți mâna, Doamne, peste noi. Cu fruntea la pământ, cu fruntea la pământ, cu inima zdrobită, îți cerem, Doamne, azi putere înnoită.
mare har să avem în darea tare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Și mare har să avem în darea tare, să știm că vina noastră ai plătit. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Ce mare har! Ce mare har să avem în dare tare, să știm că vina noastră ar plăti. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Ce mare har! Ce mare har să avem în dare tare, să știm că vina noastră ar plăti. În suflet ne aduci raze de soare, o Doamne fi slăvit. Te cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, deschide inima, e poate ultima ta șansă, nu refuza. Amin. Dragii noștri, permiteți-mi să vă salut și eu în această dupămasă cu toată dragostea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În momentele care urmează, doresc din toată inima să vă motivez să cântăm o cântare mai veche împreună. Și vreau să vă întreb dacă vă plac cântările vechi. Faceți-vă un semn cu mâna. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Cântarea aceasta, pe lângă că este o cântare frumoasă, veche, aș vrea din toată inima să fie și o încurajare pentru noi în această dupămasă. Și în mod special și pentru acești tineri, Domnul să vă binecuvânteze. Cântarea spune, nu te îndoi, ci crede că dincolo de nor e un soare și mai dulce, e un soare și mai strălucitor. Și când mă gândesc la frații noștri, înaintașii noștri, care au scris această cântare în închisoare, în spatele unor ziduri mari și groase, dincolo de care nu puteau să vadă lumina, să vadă speranța, totuși îi priveau spre cer, prin ochii credinței. În viața noastră tuturor vin încercări, probleme, dar să nu ne uităm doar la ele, la ziduri, ci să ne uităm la Dumnezeu. Amin. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de noi e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne să vede în urmă el. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne să vede în urmă el. Nu te uita la tine, ești atât de slab, nici la frășmașul care te-ar nimici de cap. Nu te uita la siruri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Thank you.
Schimbat, e Dumnezeu sfânt și adevărat.
legea Domnul, pune-ți legea mea, pune-ți legea Domnul, pune-ți legea mea, pune-ți legea Domnul, pune-ți legea mea, pune-ți legea Domnul, pune-ți legea mea. Dumnezeu este Cel care te poate salva. Dacă îți pui nădejdea și încrederea în Dumnezeu, Iisus e același, rămâne neschimbat, El e azi și în veci, Domn și Împărat. Iisus va fi la fel, El nu se va schimba. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Și ai zboară rând pe rând. Iisus e sfânt în cer și pe pământ. Iisus e sfânt în cer și pe pământ. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și veci, Domn și Împărat. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și veci, Domn și Împărat. Când mulțile probleme se ridică și vor să-L tragă înapoi, pășim înainte, Iisus este cu noi. Pășim înainte, Iisus este cu noi. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Iisus e același, rămâne neschimbat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. El e azi și-n veci, Domn și Împărat. Amin, slăviți să fie Domnul. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său, El mi-a tăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă team într-una să-i cânt. Doamne, te slăvesc și-ți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări binecuvântări.
viața mea împreună cu Iisus. Eu încerc să vin, ce de soare plin, fiindcă nici nevoie eu nu cunosc, că ce toate te la El gândesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări binecuvântări. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru cercări și binecuvântări. Doamne, azi îți vreau să știe toți că-s fericit, cu Iisus al meu ce m-a mântuit. Vreau de cum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Lăudat să fie Domnul în veci de veci. Îl binecuvântăm pe Domnul, mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne dă pe acest pământ. Dar să nu uităm că pe acest pământ noi suntem trecători, pe acest pământ noi cu toții călătorim, dar va veni o vreme când vom sfârși călătoria și vom fi totdeauna cu Domnul. Cei care pe acest pământ l-au iubit pe Domnul din toată inima, iar Domnul ne va aștepta cu brațele deschise. Cântarea următoare ne vorbește despre acest lucru și atunci când am scris această cântare, m-am dus cu gândul la viața, la copilăria mea care am trăit acolo la țară, la sat. Și atunci când se venea noaptea peste sat, veneam înspre casă, iar acolo, acasă, mă aștepta mama și totul era frumos și urma să ne odihnim. Așa este și viața noastră pe acest pământ, să trăim într-o călătorie, dar când vom alerga, când vom sfârși alergarea pe acest pământ, cei care l-au iubit pe Domnul în toată inima, Tatăl, Domnul ne va aștepta cu brațele deschise și ne va spune, bine ai venit acasă. Uita nici când ce inimă s-a întipărit. E mama mea, e vocea ei ce m-a iubit. Când seara se lăsa în sat și spre casă alergam grăbit, ea mă aștepta și-mi spunea, bine ai venit. Bine ai venit acasă, fiul iubit. Masa e închisă și totul am pregătit. Să vii știi
tot aleg. Dar știu că va veni o zi când alergarea mea pe acest pământ se va sfârși. Îl voi vedea pe Dumnezeu și atât de mult m-a iubit. El va spune cu glasul lui, bine ai venit. Să urmez pe Iisus și eu.